A cântat cu Ina și Antonia, dar i-a fost frică să nu fie înțeleasă când a ales drumul muzicii. Astăzi aflăm în exclusivitate povestea artistei Dara, care a venit din Moldova și ne-a cucerit imediat cu vocea și emoția ei. Cum a ajuns să compună hituri pentru mari artiști din România și cine a susținut-o, aflăm chiar de la ea. Și mare strălucește, iar vântul bate tare. Fața golfului Sorrento, pe o terasă veche care un bărbat cuprinde o fată, se liniștească plânsul, iar după își pregătește voce să înceapă acest cânt. Dara, și mulțumesc că ai acceptat invitația, pentru că nu prea te vedem pe la televizor. Îmi pare foarte bine și mie că în sfârșit reușesc să mă organizez în așa fel încât să fim aici. Nu pentru că îmi pare că în cazul unui artist mult mai multe poate să vorbească mereu muzica despre el decât cuvintele. Aș vrea să vorbim puțin despre venirea ta în România și ce te-a făcut să ajungi să împărtășești muzica ta cu noi, românii? În primul rând pentru că aveam cumva o educație culturală destul de similară, în primul rând. Dar în al doilea rând pentru că Moldova este fix așa cum este o țară super mică, cu o populație destul de mică și fiind artist, vrei să împarți muzica ta cu mai mulți oameni. Cine te-a susținut pe drumul acesta? Eu sunt o mare norocoasă. Susținerea am avut din partea bunicii mele, care a înțeles că cumva am ceva capacități vocale și a vrut să susțină foarte mult asta. Ea a convins și pe părinții mei, dar mai mult decât susținut, eu sunt norocoasă pentru faptul că nimeni nu m-a încurcat cu nimeni. Ai renunțat la unele visuri? Da. Din ce cauză? Visuri pe care le aveai în carieră? Da. Păi fix din cauza cumva credinței că lumea este așa și eu sunt așa și nu mai are sens. Dar este o poziție destul de greșită, acum vorbim de trecut, pentru că în momentul ăsta nu renunț la niciun fel de vis pe care l-am absolut. Știu că tu îți compui majoritatea pieselor. De unde te inspiri? Ai spus că din viața reală, dar te inspiri și din trăirile altora pe care le vezi din jur? Da. Melancolia este la fel o piesă de pe album. Melancolia este scrisă despre o prietenă de-a mea. Dar deja pot să spun despre cine, pentru că am spus public, este scrisă despre Joe.